Ne admiram încălțămintea unul altuia. Are o pereche de pantofi. Deci are o pereche de pantofi. Nu vreau să fac reclamă, draga mea, dar uite, încălțămintea mea e haioasă rău. Ia uite, dar ce... Vedeți? Mamă, câtă fiță! Ai fiță, nu e fiță. Dar de ce? Auzi chiar cum de te-ai schimbat așa? Asta e fița de 360.000 de euro, da. De lei. Auzi, Paul, dar explică-mi și mie de când ai început să-ți dai refresh. Mi-aduc aminte, la un moment dat, ne-am întâlnit anul trecut la o emisiune într-o sală de sport. Și am avut o ținută foarte faină. Foarte cool, da. Da, pentru că îmi place să umblu așa. Îți dai seama, pe scenă trebuie să umblu la costum, trebuie să umblu elegant, trebuie să umblu într-o ținută de scenă. Eu câteodată de-abia aștept să mă pot îmbrăca și altfel, mai sportiv, mai nu știu ce, mai... Cu falduri, cu chestii, cu fermoare, cu chestii. Nu deschide-te, rog eu. Hei, ce am văzut acolo? Lasă să nu mai vezi tu. Avea un portofel plin cu euro, plin cu euro. În primul rând nu am buzunar. De la cântări, deci câștigă la cântări omul ăsta, nu vă dați seama. Hai, te rog eu, mă, dă muzica, că cine știe, ajungem și la... Dă muzica mai tare! Din satul meu, unde ne întâlnim mereu cu prietenii mei dragi de o viață, am făcut un legământ cu un pahar toți rând pe rând, să petrecem până dimineață. La crâșma cu lăutari, cu un din bun de chiclimbar, cu prietenii mă veselesc. Zile trec și zile vin, am să beau vin cu pelin, scumpii mei prieteni, vă iubesc. Crâșmăriță, larg ușa deschide, cu amicii mei azi am venit. Cheamă lăutarii să ne cânte, azi sunt cel mai fericit. Crâșmăriță, adă vinul rece, nimeni din crâșmă să nu mai plece. Prietenii mei buni, amicii mei de-o viață, să petrecem până dimineață. După un an am venit, prieteni, iar să ne bucurăm cu drag de viață. Acum iar ne-am întâlnit, cu drag am sărbătorit viața, dragii mei, un fir de ață. La crâșma cu lăutari, cu un vin bun de chiclimbar, cu prietenii mă veselesc. Zile trec și zile vin, am să beau vin cu pelin, scumpii mei prieteni, vă iubesc. Crâșmăriță, larg ușa deschide, cu amicii mei azi am venit. Cheamă lăutarii să ne cânte, azi sunt cel mai fericit. Crâșmăriță, adă vinul rece, nimeni din crâșmă să nu mai plece. Prietenii mei buni, amicii mei de-o viață, să petrecem până dimineață. Lumii l-am stins, într-o horă toți ne-am prins, cu prieteni buni am râs și-am plâns. Și cum toți ne-am înțeles, cum vin bun din cel ales, hotărâți să ne vedem mai des. La crâșma cu lăutari, cu un vin bun de chiclimbar, cu prietenii mă veselesc. Zile trec și zile vin, am să beau vin cu pelin, scumpii mei prieteni, vă iubesc. Crâșmăriță, larg ușa deschide, cu amicii mei azi am venit. Cheamă lăutarii să ne cânte, azi sunt cel mai fericit. Crâșmăriță, adă vinul rece, nimeni din crâșmă să nu mai plece. Prietenii mei buni, amicii mei de-o viață, să petrecem până dimineață. am terminat. Cam așa arată plăcinta, ca să vadă telespectatorii. Eu o să o tai. Ideal ar fi fost săptămâna asta să nu fi mâncat atât de mult și nici astăzi. De ce? Am mâncat de Paște cu toții pe săturate. Uitați ce bine arată în interior. Wow, ce bine arată. Și foarte important e că are foarte puțin blat, subțire. Baza e brânza. Aici acum o așezăm frumos pe farfurie și te invit în partea cealaltă. Să mergem la masă, unde avem și o surpriză pentru telespectatori. Da, știi ceva? Dacă tot au fost sărbătorile, eu sunt foarte curioasă. Știi cum sunt femeile curioase? Întotdeauna vor să știe ăla ce a făcut, ăla ce a făcut, dar unde o fi fost cu tărică, unde o fi fost cu tărică. Hai să vedem vederile noastre pe unde au călătorit de sărbători, cu cine s-au distrat, la cine au fost în vizită, să vedem, să vedem, să vedem. Momentul în care, cu adevărat, pentru mine e răsfăț total, pentru că toate aceste plăcințele sunt pentru mine, deci le voi mânca eu de la cap la coadă, da? Deci încep de aici și termin aici, nimeni să nu pună mâna. Am putea spune că e un răsfăț culinar. E un răsfăț. Asta pentru că este pentru prima dată când eu mi-am băgat mânuțele în aluat. Așa. Și este pentru prima dată când la televizor fac plăcinte basarabene. În exclusivitate, la Refresh, by Oana Turcu Fuego, cu mâinile în... aluat. Vreau să te las pe tine, să o prezinți pe prietena noastră. Elena este un om... Îți mulțumim că ai venit. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp. Cu mare drag. Mă gândeam că poate pot să dau o mână de ajutor la plăcinte, dar... Dar nu e cazul că tu ești la regim. Am spus că nu-i caz. Și te-am lăsat pe tine, deși să știi, în calitate de prietenă, preferam să le fac eu. Da? Păi ea, pentru că vine din zona apropiată cu Moldova, Vrancea, logică la ei, sunt foarte gustoase plăcintele, dar ei nu fac plăcinte cu varză și cu cartofi. Faceți plăcinte... Nu, dar nu mai înțeles. Le făceam și le și mâncam tot eu. Tot tu. Așa, da. Despre asta e vorba, de fapt, Oana. Nu, ajutam și eu la plăcinte, eu sunt înainte tot timpul. Deci eram aliate, cu alte cuvinte, era numai bine. Elena, pe lângă faptul că este un om extraordinar de glumeț, este și o fire foarte specială. E prietena mea de atâția ani și ea și familia ei și eu mă bucur pentru că, datorită ei, am reușit să-mi realizez cele mai frumoase proiecte ale carierei mele. Da? Și din cauza asta i-am adus acest buchet special de flori pe care vreau să-l mânesc cu toată dragostea. Ce frumos! Oh, Doamne, mulțumesc! Să fii sănătoasă! Ești un drăguț! Un moment absolut minunat, mai ales că suntem în săptămâna luminată. Sunt foarte mulți oameni care au fost alături de mine pe parcursul vieții. Desigur că aș începe cu George Grigoriu, cel care m-a descoperit, și Jolchereștei, cei care mi-au dat un imbold și mi-au făcut cariera asta frumoasă, pentru că oamenii aceștia chiar au pus o cărămidă la ceea ce sunt eu astăzi. Trecând prin viață, în trenul acesta al vieții, în fiecare compartiment, descoperi un om frumos la suflet, un om care lasă o amprentă pentru tine. Ai gustat să vezi cum au ieșit? Bune. Știi cum am ieșit? Eu sunt convins. Deci sunt potroacă, sunt sărate. Dar știi de ce? De ce potroacă? Pentru că aici am pus brânzică de capră. Da. Și de-aia așa sărată, dar e bună pentru că e cu verdeață, cu mărar. Da, cere apă, știi, adică... Eu zic să încercați cu șampanie ca să fie totul... Dragilor, vreau să vă felicit pe amândouă, să vă doresc liniște în suflet și în continuare o primăvară frumoasă. Mulți ani. Și Oana, să nu uităm că suntem cele mai frumoase flori din viața familiilor noastre și a prietenilor noștri. Da, și a tuturor celor care ne iubesc, nu? Sigur că da. Da. Și, într-adevăr, săptămâna aceasta a fost frumoasă și luminată. Ce ați făcut de Paște? De Paște am fost acasă, am fost la ei mei, pentru că consider că Paștele se face în familie. Au fost momente unice să-mi revăd bunica, care are 82 de ani și care m-a crescut până la o vârstă... cam până la 7-8 anișori, așa, când părinții mei munceau și mă vedeau doar în weekend. Dar știi ce mi-a plăcut? Că bunii a strâns toate posterele care au ieșit cu mine, toate CD-urile și toate posterele a lipit. Ba pe dulap, ba pe perete, ba pe... Mă rog, casa aia e plină cu mine, ca să zic așa. Și ea este colecționară de păpuși. Păpuși din ceramică. Și în permanență, când mă duc la ei, duc câte o păpușă. Da. Dom'le, îi văd lacrimile, pentru că simte cu atâta bucurie că o iubești. Asta e cel mai important, să-i vizitați pe cei dragi, în special pe cei care fac parte din familia voastră, atunci când sunt, și să le spuneți că îi iubiți. Pentru că sunt momente în care poți să-i pierzi și atunci e prea târziu. Bunica mea la 82 de ani, deși nu-i dai vârsta, a trecut printre momente groaznice. La începutul anului și-a pierdut fiul, care ne-a părăsit la 58 de ani. Știi, când se duce o persoană vârstnică, atunci spui, domnule, a fost în vârstă și-a trăit viața, a trecut prin viață, dar când o mamă de 82 de ani își îngroapă fiul, atunci este extraordinar de dureros. M-am întâlnit cu ea, a plâns, m-a pupat, a stat cu mine, am stat împreună atâtea zile de sărbători, am dus-o în Apuseni ca să uite, știi? Dar eu știu și sunt convins că atunci când ajunge în camera ei, se întâmplă altceva.